Bine v-am regăsit, prieteni! Așa cum ați văzut, da, Bezos pleacă în spațiu, vine înapoi cu o rachetă reutilizabilă, etc., etc. Și uh, uitându-mă la reacția comentatorilor din Statele Unite și la reacția comentatorilor noștri, pune ghilimele, bă, am simțit așa un fel de rupere, o rupere de ritm. Da, în timp ce uh, comentatorii din Statele Unite erau exuberanți, uh, uh, aveau gesturi, uh, se bucurau pur și simplu, bucuria aia simplă, frumoasă, uh, 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 adevărată, da, ai noștri erau închistați cu un să nu iasă din cadru, să dea frumos să vadă dacă li cravata pusă, vorbind tot felul de de uh, truizme sau sau oricum lucruri comune, da? Și mă gândeam, vezi unde e diferența dintre o țară civilizată, o țară care a apucat civilizația de coadă și se ține de ea, cu toate greutățile, că nici o țară nu e perfectă, da, și e, România, da, sau oricare țară, probabil, din, din blocul, e, fostul bloc comunist, care pur și simplu încă e stresată să spună corect, să ia 10 la extemporal, să stea bine cravata, să duc, să fie totul ca la carte, așa cum închipui, în unei carte, ar trebui să fie la carte. Și de aici deja se poate dezvolta, dacă vrei, un fel de anatomie a ceea ce trăim noi și ceea ce trăiesc cei din țările civilizate. Greu e peste tot. Da? Dar una e să, să privești, cum să zic? un zbor, da, al lui Bezos sau al, lui, al celuilalt, da, ca pe o normalitate și să te bucuri de normalitatea și alta să vezi să vezi într-un într eveniment ca ăsta o, o chestiune aproape de supranatural, aproape de, 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 de imposibil, știi? Ai noștri se uitau la, la Bezos ca la un film cu Bezos, da, la toată călătoria asta și imediat după aia am dus repede la o... să stau un pic afară, no, la o țigară, no, -am dus. La o țigară. da? E, și m-am uitat pe știri. Ce mi-a căzut în prima, prima, știre? Că vine Comisia Europeană și ne spune, domnule, vedeți de Dorneanu ăla, vedeți cum faceți cu ăla, că aveți o problemă cu statul de drept, ați intrat în Uniunea Europeană, ați zis că respectați principiile, tot, 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 tot valorile și de fapt vine vechiul sindicalist al lui Ceaușescu, Dorneanu, nu-i așa, care zice, lasă-vă că aici eu șeful, da, Vrea și Dorneanu, cumva Europa să, să semene cu, cu, țara lui Dorneanu, cu România lui Dorneanu, care nu-i România ta, nu-i România mea. Da? Diferențele astea de normalitate, știi, mă fac să cred că, bă, dacă Doamne ferește să scutură pământul, România pică în hău. Pentru că noi nu avem nicio țățână care să ne țină, da? Țățână să ne țină. ce fain sună în limba română, da? Ceva să ne țină de pământul ăsta. Noi putem pica din civilizație? Uite așa. M-am uitat în ultima săptămână la Polonia, Ungaria, Slovenia, țările astea care sunt un pic considerate centrifuge vis-a-vis de, Bruxelles. Da? Aștia tot în Europa rămân. Da? Acum nu vreau să aduc discuție despre catolicism, ortodoxism și chestii de genul ăsta, chiar dacă poate ar trebui, da să o aduc altcineva. Adică, de sus, de politică, da? Dar noi suntem cumva la marginea Pământului. Adică, în timp ce țările astea pomenite fac parte din, din tot ce înseamnă lumea civilizată, Europa-aia normală, care e și geografică, e și de valori și toate, noi parcă acum abatem la ușă. Parcă acum zicem neveste, dăm repede niște chiloți curați, dăm repede niște ciorapi curați care să nu fie găuriți, că trebuie să mă duc la nuntă, că mă chema Bruxelles la nuntă, că sunt soară cu nu știu care de la Strasburg. Da? Și atunci, parcă nu mai ești de-al Europei. Parcă ești cumva într-un fel, într fel, de tren și te rogi, Doamne, dă să ajungă la destinație, că biletul l-am luat așa pe la clasa a treia și nu avem toți bilet, suntem mai mulți. Noi mergem cu nașul în Europa. Mă uitam la ceilalți, da? Un primar care a fost arestat preventiv pentru, pentru furt de voturi apare într-un clip de promovare în campania aia electorală internă a liberalilor. Ăilalți de la PSD vin și ei să le spună liberalilor, tocmai ei de la PSD cu dăncilă, da, care au avut-o pe dăncilă, au făcut de rahat în fața copiilor, pe noi părinții, da, mai ales pe mine filolor, da, le spun celor de la USL bă, pă, vă bate joc de limba română, bă, stai să vă spunem noi cum e cu limba română. Adică discutăm pur și simplu de un don Quijotist de asta, de asta vi și arăt pe, pe un fel de un fel de... Nu știu cum să zic, poate Don Quihote ar trebui să fie mai important decât Mihai Viteazul Ștefan cel Mare și Matei Corvin la un loc în România, pentru că pur și simplu consistența este dată, sau dacă vrei, reperul de consistență, da? reperul ăsta de consistență e dat de Don Quixote, nu e dat de propria istorie. Știi, Știi care e diferența dintre, dintre țările civilizate și noi? Acolo se generează istorie. Pur și simplu, omul politic, cât o fie el de, 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 încuiat la minte, generează istorie pentru că de jos există o presiune care generează istorie, care îl obligă la asta. În timp ce la noi există încercări, da, hai să facem propria istorie, hai să intrăm în sfârșit să ne și integrăm în uniunea europeană, nu doar să aderăm. Aderarea e o chestie cu ștampilă, să taie o, o, o cocardă, o, o panglică de atricoloră sau de care vrei tu și după un cocktail de declarații politice și dai să meargă. Da? Adică la noi cine vrea să genereze istorie generează singur. Înțelegeți? Nu avem încă încă presiunea de jos în sus. De ce? Pentru că noi la educație n-am fost atenți niciodată. În afară de Spiru Haret, care într-adevăr a luat sistemul și l-a dat de pământ după a l -o domesticit, a făcut efortul aia supraomenești în care mergi cu un camion răpănos prin sate, te duci cu o căruță, cobori la prima școală, îl întrebi pe directorul de școală cam ce ar mai trebui eu să fac, secretarul de stat, ministru, da? În afară de în Miclea care au venit și au dat o probă etică extraordinară. Da, domn ministru, băi, te vii de la, la, universitate și te pun ministru. Da? Și vine la și întreabă cât spune legea că trebuie să-mi dați PIB-ul? Din PIB? Păi 6% și cât îmi dați? Păi 3. Băieți, eu chestia asta nu accept. Și în afară de funeriu care a zis, băi băieți, poate că îmi dați pib mai mic, dar eu nu accept furtul. Și atunci vă pun camere de luat vedere ca să nu mai fie furturi. Da? Nu cunosc alt Ministru care să fi făcut ceva esențial. Sigur, conjuncturi, lipiri, de, lipiri de, de conductă care pușcă, uh, au făcut mulți, da? Uh, noi de aici nu ne putem extrage substanța. Pentru că tu degeaba ai niște lideri, da? Să zicem, da? Am văzut în politico, uite, băi, s-ar putea să fie Iohannis, secretarul general al NATO. Doamne dă, da. deși mă îndoiesc că dacă e vorba de, de luat pe cineva din Est, uh, corectitudinea politică uh, mică ar merge acolo, bă, să fie din Est, dar să fie și femeie. Bine, asta este corectitudinea politică, trebuie să o acceptăm până la urmă. Uh, sunt câțiva lideri care vor să facă istorie. Numai că noi nu ajungem niciodată să facem istorie. Că înainte să facem istorie, trebuie să facem un drum ăsta care e cu piatră. Da? Înainte, pe când să facem istorie, trebuie să mergem să vedem, bă, dar de ce nu s-a făcut autostrada asta, că trebuie să fie gata de 10 ani. Pe când să fac istorie, puu, au venit septembrie și iar nu sunt manuale pe, pe băncile școlii. La noi problema fundamentală este că noi n-am rezolvat probleme de, de, strictă normalitate, de minimă civilizație. Mă uitam, mă uitam la un, nu o să-i zic clasament, deși parcă este un clasament, da? Uh, unde au fost cele mai bune rezultatele uh, rezultate ale elevilor la BAC și la uh, Evaluare Națională de Clasă 8? -a? În Cluj. De ce în Cluj? O să ziceți, da, mă, că voi sunteți mai făloși, voi dați la meditații, dați nu știu cum. Nu, nu. Mai este un element. Clujul este singurul județ din țara asta, singur, în care nu mai găsești toalete. În fundul curții școlilor. Adică, se vede foarte clar că o anumită, nu prosperitate, o minimă investiție în condiții decente uh, duce la stima de sine. Și de la stima de sine până la vreau să fiu educat, este doar un pas. Problema fundamentală este că trebuie să scoți toaleta din fundul curții și să o pui acolo unde trebuie să fie cu decență în școală. De aici începem, băieți. Bezos pleacă în, în spațiu, da? Și noi încă ne mirăm, la fii în ce face Dorneanu, nu? ni la ăștia că niciun, niciun copil nu a trecut de, de nota nu știu care, sau uite liceul ăla unde nu s-a promovat nimeni la bacalaureat, da? Și mai urlă câțiva că, domne, socialismul e, viitorul, că uite, capitaliștii răi. Bă, băieți, îmi spunea cineva, o doamnă, la un moment dat, ar trebui ca statul să vină să ia averile celor bogați și să le împartă la ea săraci. Că așa e normal. Și că să nu poți lăsa moștenire mai mult de 10 milioane de euro, așa undeva pe acolo sau, cred că asta era suma, copiilor. Să ia statul să împartă la săraci. Dar de ce să împartă la săraci? A, dacă este făcută ilegal, justiția are probleme cu el, nu statul în sine. Da? Adică noi încă nu înțelegem că uh, să fii bogat nu este o traumă, nu este o vinovăție, nu este ceva de uh, uh, blamat. Noi încă trăim cu conștiința aia a faptului că trebuie să vină statul. Să-mi dea statul un apartament. Cumpără-ți. E scump. Muncește mai mult. Păi n-am unde. Atunci învață. Vezi, noi nu ne punem problemele astea. Jeff Bezos are undeva la 190 de miliarde de dolari averea. Este averea lui personală. Da? Ate și PIB-ul României. Crezi că în comunism ar fi putut să facă asta? îți mai dau sau în socialism, dar îți mai dau o chestiune. Crezi că un stat comunist ar fi ajuns la astfel sau ar fi uh, tolerat? Astfel de comportamente îmbogățitoare, am flaușat un pic limba română, da? M-am -am jucat cu ea, da? Adică cum să că să fie bogat? Nu ne au spus Iliescu că trebuie să fim sărași și cinstiți. Sigur, el o luat numai în prima parte, băi, să fim sărași, să fim așa. După aia a început în spatele lui tățaia să se îmbogățească. Adică noi încă mai avem niște traume despre care ne e rușine să vorbim, când vorbim despre ele facem exact ca văcarul care se supără pe, pe, sat, da? De ce vorbești de asta? De ce vorbim Antiromânule! Dar de ce zici de ăla? Nu. Pentru unii patriotismul înseamnă să spui cu o tricolor și să mergi la piață. Apoi că te prefaci băi, da, păi, noi suntem grânarul Europei, dar te prefaci că uiți că grânarul Europei a fost o numire, o denumire în jocură. pentru că atât au fost de proști conducătorii de atunci, încât după seceta grozavă din 38 din Europa, noi am avut, într-adevăr, ei aveau 400 de kg la hectare, noi aveam 700 și am vândut surplusul și ai noștri s-au îmbolnăvit, țăranii noștri, de pelagră, de boala aia greului. Și toți au stat, tot Occidentul s-a uitat. Bă, dar pă, cât îți de ăștia? Că nimeni nu mai exportă un... o neghină. Și românii exportau, doi să meargă, lasă-mă să moară poporul de vas, că nu are poporul, dar mâncă niște rădăcini și și revine. Îi dai cu apă rece, mai dă un pic de apă caldă, aruncă în el o, o de copac și face o ciorbă. Despre asta este vorba. Noi de asta nu putem genera istorie pentru că sunt in, suntem insensibili la istorie. Vrem ca istoria asta la noastră să fie o nuntă. O nuntă cu dar. Dar știi care e baiul? Când privești istoria ca pe o nuntă cu dar, exclusiv ca pe o nuntă cu dar, să știi că vin niște șmecheraj și fug și cu darul, dar și cu mireasa. De -aia suntem noi, niște, niște burlaci ai civilizației. Te uiți și parcă simți că ar trebui să mergi către Europa, și în același timp o neîncredere aia așa specială, pe care numai românul o poate avea. Vede binele și parcă e frică să-l atingă. Mă opresc aici. Nu vreau să simtă cineva jignit. Să aveți sănătate!